Bună tuturor! Numele meu este Mădălina Condrea și m-am alăturat inițiativei Bibliotecii Municipale Radu Roseti din Onești de a vă recomanda o carte. Astăzi vreau să vă recomand o carte scrisă de Eric Emmanuel Schmitt, un autor francez cunoscut pentru romanul Oscar și Tantiros. Și cartea pe care vă recomand este o serie de nuvele numită Concert în memoria unui înger. Vreau să vă vorbesc despre această lectură care pentru mine a fost una ușoară, dar și foarte profundă. Ușoară pentru că am putut să o citesc într-o lună de august, în concediu, relaxată, și profundă pentru că ea surprinde niște lucruri de transformare interioară și vorbește despre iubire și iertare. O să vă vorbesc despre trei dintre nuvelele din această carte și prima pe care o menționez este Întoarcerea, care vorbește despre un tată marinar plecat pe vas, care află în timpul de plecării sale că una dintre fetele sale a murit. În nuvelă se dă un dialog interior profund, puternic în personajul principal și dezvăluie frământările lui și grijile pe care le are în această enigmă pe care o are pentru că nu știe care dintre fete a murit. O să aveți parte de o surpriză pentru că durerea aceasta a lui dezvăluie și capacitatea foarte mare de a iubi și o să vă las cu acest mister să-l descoperiți în nuvelă. Cea de-a doua nuvelă despre care vreau să vă vorbesc este cea care dă și titlul cărții, Concert în memoria unui înger. Și aduce în prim plan doi tineri, violoniști, muzicieni, care participă la un concurs și care, dintr-un accident aparent, schimbă anumite traiectorii ale vieții lor. Și am să vă citesc câteva scurte paragrafe pentru a vă introduce în poveste. Aproape de recifele de corali, la o distanță considerabilă în poiana lichidă, i s-a părut că zărește o formă insolită. Cufărul? A sprintat riscând fie asfixierea, fie o întindere musculară. La dreapta lui, Axel a ocolit formațiunea de corali, apoi s-a strecurat printre stâncile masive cu vârfuri ascuțite. Să fi văzut oare un animal periculos care l-a obligat să dea înapoi atât de brusc? A simțit vreo slăbiciune? S-a sprijinit, fără să-și dea seama, de o stâncă instabilă? Un bloc de rocă s-a desprins, apoi un al doilea, iar silueta a dispărut într-un nor de așchi. Chris a ezitat. Ce să facă? Să meargă la el? Să-l ajute? Așa fusese învățat când și-a luat diploma de scafandru. În același timp, voia să fie sigur că pata brună din stânga sa, la 10 metri adâncime, era chiar cufărul piratului. Totuși, respectând codul, s-a apropiat de apele tulburi în care Axel își mișca trupul. Acesta, după surparea pietrelor, își prinsese picioarele într-o falie a stâncii. Văzându-l pe Chris, i-a făcut semne de mare suferință. Ok, ok, am să te ajut," a explicat Chris din gesturi, dar vreau să recuperez de alături dovada victoriei mele, jetonul cu numărul 1." Axel a protestat, a făcut ochii mari, a întețit chemările de ajutor. Aceasta este intriga a nuvelei. Și ce va urma în intrigă, ce o să descoperiți, este faptul că noi oamenii avem liberul arbitru. Avem capacitatea de a alege între bine și rău, iar cele două personaje aleg lucruri diferite și care, bineînțeles, îi conduc la lucruri diferite. La un moment dat, ei se vor întâlni și întâlnirea lor aduce cu atât mai mult întâlnirea unor sentimente de răzbunare, de regret, dar și de iertare și iubire. Iar ultima nuvelă despre care vreau să vă vorbesc se numește O iubire la Elise și pune în prim plan un cuplu prezidențial, bineînțeles președintele Franței și soția sa. Frământările prin care trece aceasta, fiind personajul principal al nuvelei, arată că sunt multe lucruri care nu se văd și că aparențele înșală și că noi oamenii ne punem de foarte multe ori măști. Dar în cele din urmă o să descoperim că o anumită capacitate de iubire a unei persoane poate determina și pe celălalt să iubească. Pentru mine această serie de nuvele a fost o lectură foarte plăcută și care a răscolit ceva în mine și m-a făcut să mă gândesc atât la familie, la cei dragi, dar și la mine și la cum reacționez în momentele mai dificile ale vieții. Eu vă recomand lectura la o cafea sau la o limonadă în această lună de vară și chiar să meditați la ce vă face fericiți.
De asemenea, găsiți cartea la bibliotecă. Vă invit cu mare drag să pășiți pași bibliotecii și în vara aceasta și să urmăriți următoarele recomandări de carte pe canalul de YouTube al Bibliotecii Municipale Radu Roset Ionești și pe pagina de Facebook. Vă doresc o lectură frumoasă și o vară minunată! Mulțumesc!